Am revenit în direct, continuăm discuția. Apropo de proiectele care le-ați enumerat aici, ar mai fi o întrebare. Ce se aude despre noul parc de joacă care l-aveați planificat să-l faceți? Da, o să facem un parc de joacă în zona Morii, uh-huh. În zona blocurilor moare, cum e cunoscut cartierul. Cunoscut, da? Cartierul. Și în cel mai scurt timp, în vara aceasta... Deci va fi gata în vară. Va fi gata, dacă da. Dumnezeu... Adică până ne-am propus până începe școala, până septembrie să fie gata. Copila și să poată să joace acolo. Da. Pentru că chiar nu au nicio zonă de... Ne-ați povestit despre proiectele care le derulați, beneficiarii sunt cetățenii orașului. Cum apreciați contribuția orașului la dezvoltarea județului? Da, aici este o chestiune... Că fiecare OAT contribuie la dezvoltarea județului. Cum apreciați? Nu chiar fiecare OAT, dar... Așa ar trebui. Din punctul meu de vedere... Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Din punctul meu de vedere, cred că Ungheniu a dat cel mai mult județului Mureș și o spun cu cea mai mare responsabilitate. Asta dacă ne și exemplificați. Vă și exemplific, vă și... Ca să spun în detaliu, credibilă afirmația. Haideți să o luăm așa. Da. Pe ce teritoriu este aeroportul Târgu Mureș? Aeroportul Transilvania, iertați-mă, nu Târgu Mureș. Aeroportul Transilvania, numit acum. Da, așa aeroportul Vidrasău. Nostru... Normal trebuia să fie aeroportul Vidrasău. Așa. Pe ce teritoriu este? Păi, în raza Ungheniului. În raza Ungheniului este, deci, acel teren a fost pe zona Vidrasăului, a fost izlazul comunal al satului din care eu fac parte, unde m-am născut. Așa. Așa. Și să știți că aici este o problemă, pentru că chiar am fost sunat și am și discutat cu oamenii din sat, bătrânii noștri, cum spun eu, care m-au rugat să nu renunț la aeroportul Vidrasău. Chiar dacă a pus numele de aeroportul Transilvania, dar să știți că chiar și în vremurile acelea, când s-a dat terenul comuniștilor, când atunci a fost o înțelegere. Eu n-am știut până acum, dar am aflat de la oamenii mai în vârstă care mi-au spus că știu de la părinți, de la bunici, când s-a cedat terenul acela pentru a se construi aeroportul, de aia s-a numit aeroportul Vidrasău, cu denumirea de și că îl va menține aeroportul să fie aeroportul Vidrasău. Deci cu numele. Cei care au cedat terenul pentru construirea aeroportului au primit această garanție, să spunem. Să știți că este adevărată și nu, oamenii să știți că nu mint acest lucru și chiar vreau să susțin și voi strânge semnături și voi face o petiție la Consiliul Județean să revină, n-am nicio problemă că e aeroportul Transilvania, dar să scrie aeroportul Transilvania-Vidrasău. Pentru că mi se pare de bun simț, pentru că așa a fost înțelegerea și cred că și noi, generațiile noastre, trebuie să ne ținem de cuvânt. Dacă moșii noștri au fost bărbați... Geografic acolo este. Păi acolo este, dar nu poți să-ți atribui tu când comunitatea noastră a dat acel teren. Asta e adevărat. După aceea, haideți să luăm parcul industrial. Este tot pe raza noastră. Dar nu beneficiază. Tot Vidrăsenii a dat. Și, păi nu beneficiază, pentru că, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală strategică a fostului primar. Și nu vreau să intru în detalii, că găsim vinovați acum. Da, nu vreau să găsesc vinovați. Analizăm situația. Cel puțin eu, personal, n-aș fi făcut asemenea greșeli să dau terenul ca să am nici 3%, cam acolo 3%, 2,8% și 3%. Nu mi se pare corect. Oricum, poluarea e pe gratis. Corect, așa este. Dar nu, important este că este un plus valoare județului, este un plus valoare comunității noastre. Oricum, locul practic, de muncă. Da, până la urmă, indirect. Asta contează, dar cred că și pe considerentele acestea, și mai am încă un considerent, parcul cu motor de la Cerghii, tot pe raza noastră este, Dar nu administrați. Nu-l administrăm. Noi am cedat și drumul. Am cedat noi, Consiliul Județean să facă și mai departe. Deci cred că aceste considerente
Suntem îndreptățiți, orașul Ungheni și locuitorii, să beneficieze de alte lucruri și să țină cont Consiliul Județean de noi, pentru că cred că aeroport, parc industrial și parcul cu motor sunt la care noi. Care sunt pe raza, OAT-ului și cred că trebuie să și să se gândească mult cei de la județ. Cu Vidrasăul trebuie să scrie acolo Vidrasăul. Și o să fac propunere. O petiție consilierilor județeni să se ia în demersul să facă demersul pornit, da. Că numai așa, dacă vorbim aici, nu o să obțineți cu siguranță niciun rezultat, cred eu. Și ne mândrim, apropo, ne mândrim cu acest lucru. Într-o vreme tot ne mândream că aveam aeroport în Târgu Mureș. Târgu Mureșenii ne mândream că aveam aeroport, că nu era al Târgu Mureșului direct. Dar văd că traficul este din ce în ce mai subțire și tot mai puține plecări de aici. Aici nu intrăm în această discuție. Da. Să intrăm un pic pe terenul politicii. Nu că nu ne-ar deranja, apropo. Când ne deranjează. Ok. Știu că ați dus niște negocieri, mai multă perioadă de timp, de colaborare între PNL și PMP, cele două partide, negocieri de colaborare la nivel local. În ce stadiu sunt ele? Și dacă ați ajuns la un final, cu cine veți semna contractul sau, mă rog, protocolul de colaborare? Da, așa este. Nu vă ascund faptul că am avut discuții cu domnul președinte Radu Pescar de la PMP, în care i-am adus la cunoștință faptul că consilierii PMP din Ungheni nu susțin proiectele de investiții. Și să știți că am găsit o mare deschidere și nu l-am cunoscut până la acel moment. Nu l-am cunoscut personal, nu că nu-l știam de la televizor, de la emisiune, așa mai departe. Dar n-am avut tangențe cu dânsul, dar mi s-a părut un om cu viziune, un om de bună credință, la care mi-a zis că nu crede așa ceva. Cum? Că nu... Și mi-am explicat până la urmă. S-a convins de cele spuse și, într-adevăr, m-am oferit, adică mi-a cerut că dacă vor să avem o colaborare pe plan local cu PMP-ul, pentru că este al doilea partid după PNL-ul. La dumneavoastră, ca structură, da, în da, Consiliul, ca structură, în Consiliul PNL-ul are 9 consilieri, PSD-ul 2 și PMP-ul 4. Deci înțeleg. Este al doilea partid. Și atunci dânsul a zis că pentru o bună colaborare și pentru o transparență, să nu fie chestiuni că se ascunde ceva, sunt dispus să cedez postul de viceprimar, la care am zis fără drept de apel. Chiar nu mă deranjează și, ba din contră, e un lucru foarte bun să arăt atât partidului PMP cât și cetățenilor că eu sunt deschis la colaborare și că nu am nimic de ascuns și pentru o mai mare transparență sunt de acord, dar bineînțeles fiecare partid a cerut și domnul președinte Pescar să-și mențină linia, să spunem așa, doctrinară. Bine, practic, până la urma urmei, sunt cam 99,9% cam egale. Că... Acum depinde ce proiecte aveau cei care au candidat acolo. Deci proiectele partidului PMP din Ungheni sunt toate care sunt și ale noastre. Deci doctrina, nu au niciun proiect în plus. De multe ori nu spune multe. Vă dați seama că... Da. Da, am fost deschis, sunt deschis... Chiar v-am spus că pare bine că l-am cunoscut, un om de mare calitate, un om care într-adevăr vrea binele întregii comunități și mi-a și spus că el nu este de acord ca un partid pe care dânsul îl reprezintă să facă antijoc sau să fie numai gică contra, pentru că într-adevăr un partid de dreapta trebuie să susțină în primul rând mediul de afaceri și investițiile. Bine, oricare partid
trebuie să susțină investițiile pentru că până la urmă se dezvoltă comunitatea. Problema este că la noi opoziția nu înțelege acest lucru și aici au mai fost consilieri, să știți, de când sunt eu primar, care până la urmă au ieșit foarte șifonați pentru că cetățenii, să știți că cetățenii vor penaliza la vot și vor ține cont, pentru că cetățenii au trimis acolo pentru a susține proiectele. Pentru că, vă dau un exemplu. Pentru a le face viața mai ușoară, nu? Corect. Au fost consilieri care n-au susținut apă potabilă în localitatea Șăușa, care n-au susținut, sau ce să vă spun, Partidul Mișcarea Populară n-au votat bugetul. De vă dați seama, adică, totuși mi se pare absurd să nu votezi bugetul, să blochezi tu un oraș. Bine, nu s-a pus problema de a bloca, pentru că PNL-ul are o majoritate confortabilă, deci nu se pune problema că nu se poate să treacă un buget. Dar ca gest, adică tu nu vii cu nimic, cu nicio alternativă, dar tu, pentru că asta s-a supărat puțin, între ghilimele, domnul Radu Pescar a fost șocat când mi-a spus că partidul dânsului n-a votat nici bugetul. Și de aici... Deci o astfel de colaborare, dacă ați realiza-o, ar asigura un parcurs mai confortabil în realizarea proiectelor, mă gândesc. Da, pentru că ați avea o majoritate de voturi? De exemplu, și săptămâna aceasta am avut ședință și unde s-a votat două investiții, deci sunt de fapt trei proiecte unde au cerut să cumpere, să achiziționeze terenuri care sunt ale UAT Ungheni, ale Consiliului Local, pentru acel parc care v-am spus, pentru dezvoltarea orașului. Și bineînțeles că aveam nevoie de un vot și totuși a fost un om mai luminat care a înțeles că dezvoltarea este pe primul loc și am putut deci să trecem... Deci reușit să... Da, am reușit. Finalizați am reușit acel demers. Am reușit. Asta înseamnă că dacă un proiect e bine argumentat și evident aduce foloase comunității... Normal, așa ar trebui fiecare să... Dar eu cred că trebuia să treacă în unanimitate. Nu să ne, așa ar fi fie, nu să ne, pentru că nu este un categoric proiect benefic. Benefic. Acolo nici n-ar trebui să se mai pună problema că, domnule, e vorba de investitori, e vorba de firme care vin și investesc zeci de milioane de euro și tu să le dai cu piciorul în fund. Nu este. S-au mai întâmplat lucruri din acestea. Da. Deci, vă dați seama că n-am putut... Deci, și la case mai mari, să spunem. Haideți să vă spun. Deci, 8 ani de zile aproape că am fost blocat, pentru că am avut foarte multe firme, da, care investeau zeci de milioane de euro în orașul Ungheni și nu am putut să trecem acele hotărâri de Consiliu, pentru că nu avem acele două treimi. Ba mai mult acum, de 4 luni, să știți că mă chinui, de 4-5 luni de zile, pentru că s-a schimbat legea cu codul administrativ și în loc de două treimi mai trebuie și încă unul în plus. Adică... Două treimi plus unul? Plus unul. Da, care unde un număr mic de membri contează plus unul. Păi nu, contează oriunde, să știți. Contează oriunde, pentru că, bine, dar nu intrăm în mici detalii, pentru că ei au greșit legea, pentru că, de exemplu, din 12 cazuri, da, vă dau un exemplu, la 15 consilieri, două treimi e 10. Da. E clar, e bătut în cuie, nu are rost. Dar la 17 consilieri, două treimi e 11,3. Și atunci mi se pare normal și corect să nu, că nu poți să vii cu 11 consilieri. Tu să adopți o hotărâre cu două treimi cu 11 consilieri, pentru că nu ai acele două treimi, pentru că îți lipsește ăla 0,3. Da? Treimea aia de consilier. Treimea aia, da, puținul ăla. Să voteze numai cu două degete. Sau cu... Da, atunci mi se pare corect să mergi la 12. Dar deci, unde ai două treimi și îți dă număr întreg, acolo nu mai poți. Adică dacă n-ai cu virgulă, de ce să mai pui unul în plus? Nu mi se pare corect. Dar în fine, eu cred că am făcut chiar și la Asociația Orașelor. Exprimarea în lege cred că trebuie să fie mai explicită. Dar știți, când la noi legile le fac deputații care plimbă numai straița pe acolo prin Parlament, păcate, și abar n-au de administrație și de a face o lege bună, cam așa se întâmplă și o spun cu cea mai mare responsabilitate. Din păcate, chiar cunosc foarte mult. Din păcate, timpul a expirat, a zburat, ca să zic așa. Vă mulțumim că ați fost la noi în studio și ne-ați relatat aceste noutăți. Da, m-ați întrebat o chestie, că cu cine semnăm sau ce, că n-am înțeles. Da, dar nu mai avem timp. A, ok. A expirat timpul.
Vă mulțumesc eu tare mult. Mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați urmărit emisiunea noastră. Vă așteptăm în continuare să urmăriți emisiunile pe canalul nostru M9.